Salut, dragilor! Sunt cu Adrian Barbu, în New York, la Rockefeller Center. Unul dintre românii care... Ai votat? N-ai votat? Cum e? Nu încă. Programa pentru marțea viitoare. A, deci te duci fizic să votezi. Da. Deci am aflat unde este locul. Unde? Unde votezi? În ce stat? Locuiesc... în statul New York locuiesc, dar puțin în afara New York-ului, la vreo 15-20 de mile. Un fel de Mogoșaia Bucureștiului. Okay. Da. Îmi imaginez că toată lumea are pe gazonul din fața casei stegulețe. Care sunt cele mai multe la tine în cartier? Aș putea spune Harris cu Waltz. Serios? De ce? Da. Sunteți săraci? Pentru că am observat că oamenii bogați aici, ăștia cu mansions, cu case în afara orașului, cam sunt trampiști așa, pentru că îl bănuiesc pe milionarul ăsta că nu o să le ridice taxele, iar pe Harris o suspectează că e cam socialistă și vrea să-l ia din bani. Ține puțin de pe zone. Aha. Și în California sunt și aici, deci zona puțin din nordul New York-ului, aș spune puțin mai cei care au acces la orașul, la Manhattan, care vin în, aș putea spune că au o viziune mai democrată. Deci în zona unde sunt eu, măcar... Stat albastru, cum se numește. Exact, da. Zona de Westchester County. Okay. Deci, în momentul în care ai ieșit, deci, dacă vă uitați la harta New York-ului, în momentul în care va fi decupată, deci până, eu știu, vreo 30 de kilometri, 30 de mile puțin de New York, este mai predominantă democrată. Cum ai descrie așa, dacă ar fi să facem o mică analiză sociologică de amatori, cum ai descrie ce fel de oameni sunt votanții lui Trump și ce fel de oameni sunt votanții lui Kamala? Nu e o întrebare ușoară. Nu e, știu. Punem întrebări dure aici la întrebări foarte dure. Da. Și cunosc, deci sunt aici de 30 ceva de ani, dar aș putea spune că, nu știu, cunosc americani, cunosc români. Și în toate păturile sociale găsești oameni și de o parte și de alta. Mulți se uită la situația financiară și votează, spune puțin după buzunar, știu că Trump, deci o să scadă taxele, măcar asta este ce spune. Cât asta e perspectiva lor. Asta e perspectiva lor, da. După aceea sunt alte perspective pur, eu știu, sociale. Deci, clar că Roe versus Wade, deci avortul care a fost, mă rog, știm să nu intrăm în detalii. Sunt state, deci, în care nu mai e permis. Nu este permis. Deci sunt femeile, de exemplu, în momentul de față, predominant, mă rog, din nou, pe state, votează pentru Harris Waltz. Mm-hmm. Dar o altă clasă socială care nu atât că votează pentru Harris și Waltz, cât votează împotriva lui Trump. Și poate și eu m-aș pune acolo. E poziția în care... De ce ai votat tu împotriva lui Trump? Ce te deranjează la Trump? E o problemă de moralitate, o problemă de integritate. Deci persoana care este într-un fel cea mai puternică persoană din lume, trebuie să aibă și o putere morală, zic eu. Am o fată de 21 de ani, deci aș vrea ca ea să fie, eu știu, ca el să fie profesor, să fie un mentor, ceva. Nu văd această persoană să fie. Deci, din punctul ăsta de vedere, cu toate beneficiile care ar putea exista, deci eu nu sunt o persoană, aș putea spune, de stânga, dar nici de dreapta. Mesajele mele sunt în ambele părți. Mm-hmm. Dar acest motiv pentru mine este determinant. Deci, moralitatea candidatului. Moralitatea. Iar, pentru România, când votezi în America Trump, te gândești și la ce impact ar putea să aibă asta asupra țării din care vii? Bineînțeles. Deci și ce impact ar putea să aibă o administrație Trump versus una Harris? Clar, neimplicarea, percepția de neimplicare în războiul de a susține Ucraina. Crezi că Trump nu ar susține Ucraina? A spus-o. Nu? Deci vede ca o Tucker problemă Tucker Carlson, de... prietenul lui cel mai bun, s-a dus să-l pupe în pardon pe domnul unde, Putin. Unde? Da, da, la Moscova. Da. La Moscova, să-l pupe da. La Moscova, da. Deci e clar și multe lume spune trebuie să-l asculți pe Trump. Deci nu e ce spun alții, ce spune el. Deci e o mare, deci sunt destul de touch cu ce se întâmplă în România, cu situația din jurul, din Moldova, din Ucraina, deci clar că e un motiv esențial. Ăsta era al doilea, dacă nu chiar primul. Deci implicarea în... Crezi că pentru Trump interesele Rusiei mai importante decât cele NATO și europene? Sau pur și simplu nu-i pasă? Cred că nu-i pasă, o vede foarte tranzacțional.
toată implicația NATO vede, deci nu-ți plătesc share-ul, deci nu-ți plătești partea, deci noi nu mai plătim, deci implicațiile sunt mult, mult, mult prea mari. Mm-hmm. Deci America este, trebuie să fie implicată în zona, în a susține NATO. Și nu văd un suport din partea lui Trump. Mai ești cetățenie română? Bineînțeles. Și votezi și în România? Bineînțeles. Acolo unde te orientezi? La ce te uiți și... Știi, și mie vine să râd când mă gândesc la alegerile de la noi în momentul ăsta, care sunt ridicole, ridicole. Trăind ca aici. Ca și choice, ca să zic așa, da, de candidați, da. Deci, alegeri, încă, adică. încă mai mă interesez, încă mai am rude, prieteni încă în România. Încă te mai gândești. Dar, da, dar okay. am aflat de Partidul Repper, de exemplu, un partid mai... Mite, dar poate mulți n-ar ști de aici, deci, adică okay. Știi de PSD și PNL, deci am plecat da, din... Da, orice are, domnule, orice are, nu e bun, nu e ai noștri din popor, e cu tradițiile. Nu e bun, Aur, nu știu, okay. Deci trebuie să mă întreb, dar am reținerile mele când vine vorba, deci mă uit la intelectualitate, mă uit puțin la tradiție, mă uit la platformă, deci nu știu, nu pot spune încă, deci mai e ceva până la alegerile din România, dar aș vrea să fiu oarecum educat, deci aici știu, deci votez marți, deci știu exact, că nu sunt mai alegerile de președinte. Cât în familie, cât sunteți care votați în familie? Câte voturi sunt? Trei voturi. Da. Și toate trei sunt în aceeași direcție? Sau ai și dizidenți în casă? Da, nu. Deci, nu. Deci suntem destul de antrenați unul pe altul, okay. Da. Deci fata noastră de 21 de ani este la facultate în Pennsylvania. Deci dacă ați auzit, deci Pennsylvania a devenit nu numai, deci știți, de cele 10-7 battlegrounds, cum s-ar spune. Mm-hmm. Și din toate astea se pare că Pennsylvania, care are cele mai multe numere electorale, S-ar putea, deci a fost în 2016, a fost flip, după aceea în 2020, deci este un stat esențial și asta e o problemă care sunt convins că toată lumea știe, mi se pare... O să stăm cu ochii pe ea în seara de marți. Da. Dar mi se pare, Regis, ca o țară de 360-70 de milioane, totuși să se bazeze pe un sistem electoral care eu cred că nu-și mai are... Nu reprezintă, de fapt, votul popular. De cinci elecții precedente, deci republicanii nu au mai câștigat. Deci, votul popular. Da. Deci, da, înțeleg de ce a fost și admir Constituția Americii, e foarte solidă. I-ai jurat credință. Nu? Sunt cetățean. Ești cetățean american. A fost un moment când ai zis ce bine că am plecat? Și vreun moment în care ți-ai zis ce bine că, sau mai bine zis, ce rău îmi pare că am plecat? E greu de spus. Am plecat în 91. Oho. Deci în timpul facultății. Deci am o viață aici, sunt căsătorit cu o româncă, am o fată care este americană, dar vorbește românește. Am familia, prieteni, am sentimente aici, mergem în România aproape anual. Ok. Dar mi-ar fi greu totuși să mă, deci nu n-aș mai aparține acolo, lumea s-a schimbat aici, lângă mine, acolo. În America, clar că acolo, da. Dar îmi face plăcere să merg în România cât se poate de și am amintirile, să mă duc prietenii cu familia. Știi cum mă gândeam că te-ai născut sub Ceaușescu? Și acum risc să ajungi sub nepoțul din America. Cine ar fi crezut asta în 89? Cine ar fi crezut asta? Am fost pe străzile la universitate. Mm-hmm. Cine ar fi crezut atunci? Ai fost golan. Da. Deci am impresia că am fost împreună. Deci am ceva îmi spune. Deci, da, am fost golan. Și dai ceasul înainte, dai timpul înainte, 33 de ani să fii America, unde este America și unde e România. Deci... Și o spun cu mare admirație, vorbesc foarte frumos de România și cum s-a transformat România în ultimii 20 de ani în principal, deci de admirat, cu chestiile care sunt. Am avut noroc cu Uniunea Europeană, chiar am avut noroc. Da. Eu zic că a fost, da. Da. Dar e un mare impas aici
și nu știu ce se va întâmpla. Vă doresc să treceți cu bine. Mulțumesc tare mult. Cu mare plăcere. Dragilor, dacă vi s-a părut interesant, dați mai departe celor care votează și aici. Și poate și Lana. Mulțumesc. Mulțumesc.